Salutare, salutare! Suntem iar live la o nouă sesiune și astăzi o să avem o discuție foarte, foarte interesantă. Pentru că o să continuăm seria noastră în care am promis că luăm în fiecare episod o nouă bucată dintr-un magazin online. Data trecută am vorbit despre pagina de produs și în episodul de astăzi discutăm despre homepage-ul unui magazin online. Elementele care contează la un magazin online și. Ce putem îmbunătăți? Practic, venim cu o parte uh, teoretică, practică, toate elementele care noi considerăm că sunt esențiale la un magazin online și ar trebui să le ieși ca și un checklist să verifici dacă are, dacă nu are și ce trebuie să faci în continuare. Și în cealaltă parte a discuției noastre o să analizăm câteva homepage-uri de la magazinele pe care voi le-ați lăsat în comentarii în, pe grupul nostru pe e-commerce cu Gomag. De început vreau să-mi lăsați un comentariu dacă toată partea asta tehnică funcționează ok, dacă... M-au zis și mă vedeți ok. De la mine pare totul ok. Uh, dar să-mi confirmați și voi și colegii îmi spun că este ok. Uh, să vedem dacă merge la toată lumea. O să avem un screen share, o să avem acel mind map colorat cu toate ideile pe care noi le avem. Uh, să vedem ce se întâmplă aici. Salutare Elvis! Mulțumesc! Mulțumesc, Marius! Te azim, ok, te vezi. Bun. Uh, Puteți pune comentarii, la final vin cu răspunsuri, așa că știu că timpul nostru este super uh, important, așa că o să dăm drumul la, uh, la screen share. Uh, și o să mă fac așa, da, rămân așa mai micos, că este ok. O să dăm zoom pe, cam acesta este subiectul pe care îl discutăm. Uh, toată caracatița asta așa colorată a făcut un update la aplicație. Uh, hai să mai povestim ceva înainte. Așa. Ideea este că mă uit periodic peste o mulțime de magazine online. Pentru că nu știu, îmi place și am făcut mii de analize până în prezent și am văzut o mulțime de oportunități. Uh, știi că detaliile pe care tu le pui acolo fac diferența între tot ce se întâmplă în absolut orice business și ar fi ok atunci când ne inspiră un business mai mare decât noi sau un business competitor, lider de piață, de exemplu, să facem și acele lucruri pe care el le face bine. Nu doar să schimbăm butonul de adaugă în coș sau să copiem o culoare de background sau o idee de design, ci să folosim toate elementele de business, în primul rând, pe urmă elementele comerciale. Dar pentru asta oarecum trebuie să ai ochi, trebuie să vezi tot ce se întâmplă acolo. Pentru că homepage-ul este vizitat, dar toată lumea spune, bă, homepage-ul magazinului tău online ajunge toată lumea. Și eu să spun că este total greșit. În homepage-ul magazinului ajung oamenii care intră acolo după recomandări, dacă a fost recomandat site-ul. Și de aceea recomandam și în carte și peste tot să ai un domeniu cât mai simplu ca atunci când oamenii îl recomandă magazinul tău să fie simplu de reținut. Acolo intră de cele mai multe ori traficul direct cei care te cunosc sau vin de recomandări, cei care te cunosc care au mai cumpărat de la tine sau te-au văzut în altă parte. Doar o parte, repet, din trafic ajunge pe homepage. Și o să vedem la ce elemente să fim atenți acolo. De ce spun treaba asta? Pentru că o parte de toate campaniile tale de marketing, dacă sunt bine făcute și lucrezi cu cine trebuie să faci ce trebuie din acest punct de vedere, sunt foarte ok targetate pe landing pages sau pe pagina de categorie sau pe pagina de produs. Toate campaniile astea dinamice duc utilizatorul foarte bine țintit de regulă în pagina de produs să vadă toate detaliile despre care am discutat în episodul trecut și pe care îți recomand să îl Re-urmărești, să zic așa. Dacă aveți alte păreri, puteți lăsa comentarii, bineînțeles, pentru că de data asta chiar o să intru în secțiunea noastră. Ideea este să înțelegem că dacă majoritatea ne cunosc cei care intră pe homepage-ul magazinului nostru, să îi tratăm ca atare. Să le dăm toate elementele astea de încredere, să ne poată contacta, să le prezentăm ofertele, pentru că discutăm despre vânzări. Este ok să fie fancy, să fie elegant, să fie un design plăcut, plăcut că se poate atunci când vorbim despre mobil, pentru că știm pe mobil, chiar dacă avem un ecran mai mare în unele situații, nu se văd toate elementele pe care noi le vedem în partea de desktop. Și să nu fie foarte, foarte aglomerat cu zeci, nu, zeci ar merge, să nu fie sute de produse acolo, pentru că oamenii nu dau scroll nici la zeci. Am prezentat asta cu alte ocazie. Hai să îi dăm drum acum la uh, noastră. Să-i dăm așa noi un zoom, să se vadă mai mare. Și mă mai confrunt și eu aici cum se vede, mă mai văd și eu, se vede și Caracatița, toată lumea este fericită. Bun. În primul rând, uh, homepage-ul magazinului tău oarecum trebuie să fie unic din punct de vedere business, comercial. Să spui că nu se poate, că toată lumea se poate inspira și nu se văd elementele de design, pentru că eu am spus înainte treaba asta pe mobil. Așa este. Dar trebuie să ai acel uning selling point despre care iar am mai de foarte multe ori, partea acea bucată aceea de text care face diferența în business-ul tău, pentru care ar trebui să te recunoască oamenii sau ar trebui să se resimtă în abordarea pe care tu ai acolo, nu știu, produse pentru. Am făcut business-ul ăsta deoarece noi credem, schimbăm, ajutăm, așa mai departe. Diferențiatorii și iconuri de trust personalizate. Sunt foarte multe iconuri de tras și discutăm imediat mai mult despre asta. Dar acolo se pot face personalizări, se pot face pe o altă direcție să fie oarecum memorabil pe cât se poate de mult. Pe urmă, toate aceste elemente, dacă vrei să fie și mai memorabile pentru utilizatori, da, poți să le prezinți în campaniile tale de marketing și mai ales cele de remarketing. Dar asta o să discutăm într-o altă sesiune. Dacă te interesează subiectul ăsta, lasă mi un comentariu și promit să vin eu sau împreună cu parteneri să discutăm mai multe despre remarketing. Pe urmă, dacă tot discutam despre partea comercială, avem nevoie de bannere cu oferte. Și aici, în aceste bannere, eu îți recomand să ai oameni. Umanizează cât se poate de mult toată experiența pe care o ai, pentru că, da, oamenii cumpără de la oameni și este mult mai ok să se regăsească avatarul ăsta de client în ceea ce vede acolo. Să zic că, bă, uite, eu aș putea fi persoana respectivă care folosește acel produs. După ce am înțeles, această parte, avem butonul de call to action. Să le spunem oamenilor ce se facă. Dă click, du-te aici, profită de ofertă, adaugă în coș și așa mai departe. Am văzut o mulțime de magazine băi, foarte mișto din punct de vedere al designului. dar nu no, au call to action. Nu le spune nimic. Și spune, băi, am avut o ofertă, am prezentat-o pe homepage, dar nu s-a întâmplat nimic. Păi de ce nu s-a întâmplat? I ai spus sau nu ce să fac. A, nu, nu m-am gândit la asta. Peste ok. Noi am mai discutat despre treaba asta, dar uh, știm că este foarte multă audiență nouă întotdeauna și vrem să ajutăm cât mai mulți oameni. Pe urma, aceste BNR, de cele mai multe ori, prezintă o campanie, care știm, campanie sunt uh, limitate de timp și preț. Și, ok, poți să ai un preț... Mic, o perioadă de timp, dar ce am mai văzut? Am văzut, nu știu, chiar și în luna martie, am văzut magazine cu ofertă lăsată acolo în paragină de la Crăciun. A venit moșul, Moșu a venit, a și plecat, s-au terminat și săniuța s și zurgălăi, toate. Nu, hai să arătăm că suntem un business serios și actualizăm ce se întâmplă acolo și uh, comunicăm cât se poate de ok cu clienții noștri sau cu potențialii clienți. Și aici. Vedem că avem nevoie de imagini de calitate. Băi, telefoanele fac imagini foarte ok. Dacă te, te pricepi foarte bine și uh, ai o sursă bună de lumină, sau da, te ajută și lumina de afară, o să faci imagini bune. Dacă le editezi și mai bine, da, dar să te asigur că uh, sunt skill tale number one, editarea și... Uh, fotografiatul de pe telefon, dacă vrei să folosești acele poze în banner sau în pozele de produs. Altfel îți recomand să ai poze cât mai calitative. Iar am văzut situații în care pur și simplu au fost făcute bannere, nu, poze cu telefonul pe pat sau pe masă cu anumite produse și au fost puse acolo. Păi, practic e banner. Practic da, teoretic nu. De aceea trebuie să ai imagini cât mai calitative și mai în jos, pentru că avem Homepage-ul văd oamenii, ajungem imediat și la meniul de navigare, dar prima dată oamenii văd bannerele, pentru că tu vrei să comunici ofertele, și pe urmă ai Hero Image, unde îți prezinți ofertele, acele bannere mici care măr foarte bine targetat sau așa trebuie să meargă spre o pagină de produs sau spre o categorie sau spre un landing page unde tu ai o ofertă limitată sau ai o colecție de produse pe care vrei să o scoți în evidență atunci. Și da, acele produse pot să fie pe urmă ajungem acolo. Puse și în homepage. Imediat discutăm despre ce produse afișăm noi acolo. Practic este ok să, să, faci ce vrei, dar este ok să urmărești anumite pattern sau anumite sfaturi sau indicații sau recomandări. Tot în homepage este ok să avem câteva elemente de securitate. SSL-ul este obligatoriu, dar se poate menționa că avem treaba asta. Nu toată lumea știe ce înseamnă un certificat de securitate. Sau anumite garanții sau beneficii pe care tu le oferi acolo, poți să mergi în direcția asta. Sau în funcție de ce produse vinzi, nu știu, dacă vinzi produse mai scumpe în ITNC sau în foto video de vlogging, pentru că crezi foarte mult aceste nișe, tu poți să le spui că, nu știu, ai garanție de la furnizor sau o mulțime de lucruri cât mai safe pentru clienți să le elimini cât se poate de mult din obiecțiile pe care aceștia le au când nu Cumpără. Uh, tot aici avem bara de căutare. Am avut situații în care uh, s-a cerut, nu știu, eliminarea sau să pui mai mică, sau să pui în altă parte, bara de căutare. Și da, am văzut, încă am văzut și în acest an magazine vechite, pentru că ne mai uităm în noi așa că nu avem ce face în industrie în piață. Uh, să vedem ce potențial este și da, sunt businessuri care au platforme vechite care. N-au bar de căutare sau nu mai funcționează, sau nu este vizibilă, sau este așa foarte mică. Nu, nu, bar de căutare trebuie să fie acolo și uh, îți mai dau un pont la bara asta de căutare, ar fi ok să-i setezi în Google Analytics acel parametru, să vezi ce caută oamenii în magazinul tău online. Ok, pe urmă mai poți să vezi dacă au făcut conversii sau nu, dar uh, poți să vezi dacă tu ai produsele pe care oamenii le vor și ar fi super interesat să faci treaba asta. Practic să te uiți dacă acoperi cât mai mult din nevoia clienților tăi sau a utilizatorilor. Prima dată când ajung în site sunt utilizatori, navigatori. Și mai departe, dacă mergem tot în homepage, în prima parte, mai puțin vizibil sau mai vizibil, depinde, dar oricum este în partea de sus, în header, bara asta de navigare, linkurile. Și aici avem mai multe astfel de linkuri. Avem, uh, da, logo-ul nu l-am mai pus acolo pentru că este normal să fie. Uh, ar fi ok să avem și în header un link spre pagina despre noi. Promit, dacă vă interesează să discutăm uh, sau să rediscutăm ce ar trebui să conțină pagina despre noi pentru un magazin online cu toate elementele uh, de bun simț, să spunem, fără elemente comerciale, să nu avem acel text. Uh, cea mai bună firmă, oferim cele mai bune servicii, cea mai bună gamă de produse la cele mai mici prețuri. Nu, asta este de partea comercială. Tu afișezi produsele acolo, vii cu povestea, business ului tău și toate cele, dar poți să-mi lași un comentariu dacă te interesează subiectul și promis să facem o sesiune special dedicată pentru pagina despre noi. Pentru că în continuare este recomandat ca în partea de sus din homepage-ul tău să ai uh, un link spre uh, pagina de contact. Pe urmă, dacă ai cont client cu siguranță ai să fie afișat acolo, pe urmă, mai poți să faci, mai ales la început, să ai un link spre pagina de Garanții care este politica ta de garanție pentru produsele pe care tu le vinzi. În ce condiții uh, se oferă, când este gratuit transportul, partea de retur, în ce condiții nu se mai oferă garanțiile și o mulțime de uh, informații care au un impact super mare pentru decizia de cumpărare. Și clienții se uită după așa ceva. Tot în partea de sus, în dreapta, de regulă, avem afișat coșul de cumpărături. Când produsele sunt adăugate în coș, utilizatorul deja știe că merge în sus cu mouse și vede ce a pus el acolo. Ce ar mai fi recomandat? Iar, întotdeauna, informația pe care tu o descoperi, o adaptezi la business-ul tău. Dacă vinzi produse de dimensiuni mai mari, N-aș putea spune gabaritice, dar voluminoase, de volume mari, unde transportul este de cele mai multe ori uh, mai scump. Adică nu e totul dacă vinzi, nu știu, materiale de construcții sau chiar și electrocasnice, uh, ITNC sau televizoare sau produse uh, sanitare, care și acestea sunt grele, cu a vinde un telefon care este sub un kilogram, este un pachet standard cu un cost uh, mai mic. Uh, îți recomand să. Informații cu partea asta de transport. Cum se oferă transport, când este gratuit sau în ce praguri sau cum se calculează, până la ce dimensiuni sau când oferi tu transportul, în ce locații oferi tu, dacă produsele nu sunt în stoc, în cât timp se, și se face plata sau se merge pe recomandă sau tu accepti plata produselor, dar tu lucrezi cu stoc furnizor și acolo sunt alte politici. Îți recomand să detalezi acolo toate aceste informații. Uh. Tot în meniul de navigare, dar aici poți să mergi în partea de jos, cu termeni și condiții, și partea de GDPR. Pe urmă, poți să mai mergi în partea de sus, cu o galerie de imagini. Practic, galerie care ar trebui să se transforme cumva, sau, în cazul magazinelor online, să fie pe post de portofoliu de produse. Nu mergi cu o poze fancy, cu produsele pe care tu le-ai să prezinți produsele într-o altă manieră. Nu, mergi cu poze primite de la clienți, sau făcute de tine la clienți, cum este folosit produsul. Și am avut o mulțime de astfel de exemple când am prezentat nu știu, alte studii sau alte materiale pentru audiența noastră. <coughs> Și tot acolo ai putea să faci programul de fidelizare. Dacă ai un program sau te gândești la așa ceva, ai putea să-l menționezi acolo. Repet, poți să ai asta în permanență în magazinul tău sau poți să mergi la început, mai ales când vrei să. Uh... <coughs> când îți faci lansarea și vrei să fii cu cât mai multe elemente, să faci puțin diferențierea în piață față de restul, să câștigi încrederea oamenilor, să ai program de fidelizare despre care am mai discutat și mai putem discuta, să dai cât mai multe informații oamenilor, să vadă ce se întâmplă, de ce este avantajos să cumpere de la tine, care sunt punctele tale forte, care sunt diferențiatorii tăi. Pentru că, într-un punct din business-ul tău, tu câștigi din piața creată de alte business-uri, alte magazine, de la care clienții nu sunt neapărat uh, cei mai fericiți să mai cumpere produsele sau tu le-ai tras atenția altfel. Și te va ajuta să uh, ai o rată de conversie mai bună dacă tu folosești mai multe astfel de elemente. Pentru că așa, puse așa cap la cap, uh, vor avea un impact super ok. Bun, asta e bara de navigare și acum intrăm în zona asta de top produse să vedem cum se vede, mai puteți să-mi lăsați un comentariu, să ne mai uităm în aplicație, pare că se vede, ok, da, mă interesează, bun. Uh. Bun, și acum să vedem la produse, pentru că am discutat despre meniul de navigare, despre partea comercială legată de bannere și ce vrem să scoatem noi mai mult în evidență, dar noi trebuie să și vindem, să afișăm produsele. Așa că la top produse nu punem, repet, nu punem toate produsele acolo pentru că vom avea o pagină foarte lungă, o să dea oamenii foarte mult scroll, așa credem noi, dar oamenii nu o să dea foarte mult scroll, dau de câteva ori și au închis pagina. Pentru că un magazin online nu este o rețea socială și comportamentul utilizatorilor este total diferit. Uh, cum am spus, pentru cei care au intrat mai târziu în sesiunea noastră, discutăm doar despre homepage și despre utilizatorii care ajung direct în magazinul nostru. Da, afișăm produsele la ofertă. Poți să ai acolo o, o secțiune cu produsele din ofertă. Pe urmă, tu poți să ai o secțiune cu produsele noi adăugate în magazinul tău. Uh, mai poți să ai una cu cele mai vândute produse din magazin. Pe urmă vezi tu, nu știu, dacă vrei să faci analize, să vezi pe care da oamenii clic mai mult sau pe care vrei să le împingi în piață, tu decizi. Dar, de regulă, ce se vinde mai ok, poți să le pui mai sus pentru că acele sunt produse care uh, se cer și audiența uh, și le dorește. Uh, tot aici îți recomand să te asiguri că ai produse de sezon sau care urmează să se caute în sezonul respectiv, să nu ai produse învechite, să acorzi timp la aceste afișori pentru că, iar, vorbesc... Uh, pentru că am văzut astfel de cazuri. Poți și îți recomand să folosești marcajele promoționale pe produse. Ai produse la ofertă. Băi, afișează că ai produse. Uite, vine vara, poți să pui acolo uh, un soare sau ceva în flăcări, uh, Oferte hot. Poți să-ți o mulțime de lucruri sau, uh, nu știu, dar adaptate la tipologia de produs pe care tu o vinzi acolo. Și dacă vrei să-ți faci și mai bine temele din acest punct de vedere, poți să faci o corelare cu statisticile din dashboard magazinului tău de pe Gomax și să vezi care au fost cele mai bine vândute produse din ultimele șapte zile și să le pui pe acelea afișate în prima pagină, nu știu, sau la cel mai vândute sau la produse din ofertă. Și, da, am bifat aici așa, nu afișa o listă infinită de produse pe homepage, pentru că, repet, oamenii nu o să dea scroll și îți va crește foarte mult timpul de încărcare din magazinul tău. Ce ar trebui să știm, și am pus-o aici, expre am pus-o, să o punem mai rapid, mai sus. De cele mai multe ori, oamenii vin înapoi pe magazinul tău online să continue procesul de achiziție tu le-ai atras atenția prin campanii foarte bine targetate unde au mers în pagina de produs sau în pagina de categorie, probabil au adăugat produsul în cost și vin să continue, uh, să finalizeze comanda, probabil. Și aici, neapărat, tu trebuie să ai secțiunea de ultimele produse vizualizate. De ce trebuie acest lucru? Pentru că ei uh, nu mai trebuie să le îngreuneze acest proces, să-i faci să intre ar pe categorie, să facă, nu știu, să folosească bara de search despre care am discutat înainte. Ei Utilizatorii trebuie să vadă cât mai rapid ce produse au vizualizat, vizualizat ultima dată și să finalizeze comanda. De regulă, cam de aceea te mai întorci tu pe un site. Sau să le mai comparte, ai mai dus în alte părți, ai mai văzut alte oferte, ți-a reamintit cineva printr-o campanie de remarketing și tot așa. Uh, ok, am prezentat produsele, am prezentat tot produse, am ajutat oamenii să navigheze, să vorbim despre garanții, Vorbim despre plăți, pagina despre noi, contact și toate cele, dar ne mai trebuie încă ceva și uh, iar ne ajută în procesul de vânzare, bineînțeles. Testimoniale. Băi, trebuie neapărat să avem testimoniale pe homepage. O să spui că magazinele mari nu au așa ceva. Magazinele astea pe care de regulă le copiem. Copiem elementele grafice, nu și elementele de business. Doar că aceste magazine sunt super cunoscute. Și dacă întreb 10 oameni pe stradă, dacă ar cumpăra de la magazinul X, pe care de regulă și tu îl frecventezi și faci mai multe achiziții de acolo, sau de la magazinul tău, vezi să o să spună oamenii. De aceea trebuie să ai acei diferențiatori și să arăți că alți oameni cumpără de la tine. Și aici poți să folosești și împreună sau poți să folosești doar aplicația Instagram care îți permite să dacă vrei să folosești pe partea asta de testimoniale pe social proof, îți permite să afișezi toate postările publice folosite de clienții tăi dacă au folosit un anumit hashtag. Și am mai discutat despre cum poți să te folosești de partea asta, foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere. Bun, pe urmă am mai tot discutat și o să am mai tot discutăm despre mulțime de lucruri. Venim iar la texte și la SEO și la optimizări și o mulțime de nebunii care sunt necesare business nostru în magazin. Și avem partea de texte. Prima dată avem nevoie de un text, o descriere despre ce se găsește, ce se întâmplă în magazinul nostru. Acolo ar fi recomandat să ai o editare foarte bine structurată. că foarte multe azi. Cu subtitluri și bullet points. Să înțeleagă oamenii, să nu fie doar un text pentru Google, pentru algoritm, pentru că sunt oameni care citesc despre ce este vorba acolo și plus că trebuie să dea bine. E homepage-ul tău, sunt oameni care, repet, ajung la o recomandare pe site-ul tău și știi cum se spune, că este o singură dată poți să faci prima impresie. Ai făcut o impresie bună, poți să continui procesul de achiziție. Ai făcut o impresie mai puțin bună, lucrurile stau puțin mai diferite. Și tot pe partea asta de SEO și lucruri noi pentru clienți, ce îți recomand este să uh, faci o preluare automată de la articolele din blog, de la informațiile de pe blog și totul se întâmplă în mod automat. De aceea este ok și să scrii pe blogul tău să se actualizeze întotdeauna conținutul și uh, homepage-ul tău este. Primul uh, scanat sau crolat de Google și de alte motoare de, de căutare. Vorbim de altele pentru că ele sunt, dar, practic, Google uh, dă tonul la trafic și la tot ce se întâmplă acolo. Și de acolo pornește tot. Îți uh, scanează homepage-ul și pe urmă toate paginile. Și de aceea este ok să ai această preluare de articole, pentru că ultimul articol. De la tine din blog va apărea primul pe blog, uh, în homepage și Google va scana link-ul și îți crește șansele să -ți fie indexat mai rapid și articolul respectiv. Dar am făcut un video și despre cum poți să te asiguri că îți indexezi cât mai rapid magazinul și poți să urmărești pe canalul nostru. Și după ce am mers despre partea comercială, mai facem și niște lucruri pentru oameni și pentru Google, că avem nevoie de trafic, o să mergem mai jos. Practic, am avea oarecum ca și un fel de funnel, unde atragem atenția prin banner, prin ofertele pe care le avem, reprezentând le cele mai bune oferte, și pe urmă, dacă nu cumpără, noi vrem să cumpere, dar dacă nu cumpără, începem să-i transformăm în contacte. Avem partea de footer, în care este recomandat să avem datele firmei. Numele firmei SCPSA, cum o fi, ROJ, și poți să pui acolo și adresa fizică unde este sediu social. Pe urmă îți recomand să ai în footer, dar acum se cam practică treaba asta, Linkurile spre social media. De ce spun acum se cam practică? Pentru că atunci când au apărut rețele sociale și să... linkuri spre social media, foarte mulți alegeau să pună sus linkuri spre Facebook și spre Twitter și spre toate, cont, spre toate rețele, chiar dacă nu aveau cont, îi puneau acolo link și ghiște ce făceau oamenii. Ajungeau în magazin și dădeau click pe iconurile respective să meargă pe Facebook. Și foarte multe magazine plăteau uh, bani pe trafic și reușeau să-l scoată, uite, așa și mergea traficul spre Facebook. Nu că n-ar fi avut el trafic. Dar acum mai merge spre Instagram. Deci, linkurile le punem jos pentru că este, practic, ultimul lucru care ne interesează. Ne interesează să vindem, ne interesează să captăm adrese de e-mail, uh, ne interesează să câștigăm încrederea și, pe urmă, dacă nu se întâmplă aceste lucruri, uh, să ne urmărească pe rețelele sociale să ținem uh, legătura altfel cu utilizatorii noștri, cu cei care sunt interesați de produse și cum putem ține legătura prin postele pe care le facem și, da, și prin reclame. Și tot în homepage și în footer, dar poți să afișezi și sus, pentru că trebuie să avem și numărul de telefon, pentru că încă foarte mulți uh, cumpărători aleg să sune, vor să vorbească la telefon, se interesează de anumite produse și nu știu, așa încă sunt obișnuiți oamenii. să mai sunt situații în care se face o comandă, după care se sună să primească o confirmare, să vadă dacă s-a întâmplat. Bă, asta se întâmplă și dacă ați avut și si vasul de situații, puteți să lăsați un comentariu cu, nu știu, ce s-a întâmplat când sună oameni sau ce se întâmplă. Bun. În primă fază, cred că aceasta a fost discuția teoretică. Voi vă puteți uita oricând vreți la această înregistrare. Facem așa o recapitulare. Ce este important să avem în homepage-ul magazinului, punctele de diferențiere, unique selling point-ul, banner cu oferta, să umanizăm pe cât se poate de mult uh, comunicarea, adică să folosim banere, uh, oameni în banner cu produse, să avem mesaj de call to action, cumpără, vezi oferta, adaugă în coș, vezi mai mult, abonează și așa mai departe. Să fie actualizate ofertele și benerile în funcție de sezon sau de anumite sărbători. Să folosim imagini de calitate, să avem elemente de securitate. Să ținem cont de informațiile de bază din linkurile de navigare. Nu uităm de pagina despre noi garanții, pagina de contact. Galerie care se poate folosi ca și parte de testimoniale. Pe urmă, tot produse, în funcție de ce se cumpără în perioada respectivă, alte oferte, oferte de sezon și dacă ai tu bundle-uri sau altceva, să folosești marcaje promoționale și neapărat ultimele produse vizualizate, pentru că avem foarte mult trafic return, trafic direct, care vrea să continue procesul de achiziție, iar poți să câștigi testimoniale, poți să afișezi testimoniale folosind aplicația InstaApp din Gomag, Texte pentru se preluare, articole din blog și uh, linkurile din footer cu date despre firmă, linkuri de social media. Uh, bun. Hai să vedem acum dacă avem întrebări. Să răspund la întrebări. Pe urmă facem analiză la câteva magazine să vedem ce se întâmplă acolo. Uh. Așa. Așa. Fantumetin, avem și suport telefonic pentru anumite pachete. Ideea este să înțelegem exact despre ce este vorba acolo. Bun, ideea este întotdeauna să avem întrebările pe subiectul discuției respective. Așa, Bucket Express, dacă putem avea două linkuri pe bannere, pe un banner se poate avea un singur link. Poți să folosești mai multe, poți să folosești, sunt teme care au trei hero image, dar bannerul mare te duce într-o parte, un hero image te poate duce într-o pagină de produs, alt hero image te poate duce într-o categorie de produse. Deci poți să folosești două hero image dacă vrei să prezinți două acțiuni diferite. Așa, Corina spune că interesează pagina despre noi. O să facem și o sesiune despre asta. Așa, ok, s-ar putea să văd dacă pot să dau un share la link. O să dau, Corina, un share la link cu, cu Caracatița, așa cum am numit-o. De la întreabă dacă așa cum putem pune secțiunea cele mai vândute produse, ca, așa, ca afișarea se pot pune și cele mai vândute produse, poți să vorbești cu colegii noștri. Valeriu spune că doresc să fac un site pe Gomag, dacă beneficiați de consultanță și ajutor, sigur, poți să testezi platforma noastră și pe urmă poți să trimiți, avem partea de etichete de help pe e-mail, poți să trimiți uh, un e-mail și să răspundem cât se poate de rapid, cât se poate de bine. În funcție de complexitate, unele răspunsuri vin mai rapid, altele mai târziu. Avem și o super documentație care se actualizează de fiecare dată. Când apar lucruri noi sau când se actualizează lucrurile deja existente. În regulă, am primit foarte multe comentarii pe grup legate de analiză pentru homepage-ul nostru și acum aș vrea să fim cât mai eficienți, așa că aș dori să facem analiză la persoanele care sunt uh, aici de față și cred că o să citesc câteva comentarii, să vedem cine a comentat acolo. Să mă asigur că face sens toată discuția noastră. La să vedem aici. Bun. Și o să luăm în funcție de primele comentarii, bineînțeles, care au fost ieri. Așa. Sau nu știu, lăsați voi comentarii să vedem cine este aici, să meargă mai rapid. Că dacă stau să le citesc pe toate, nu știu, 20 sau 40 și ceva, va fi destul de ciudat. Așa. Laurențiu, salutare. Olfactiv a fost ieri. Uh, bun. Mie îmi -mi place foarte mult uh, ce am văzut acolo la Olfactiv. Hai că o să dăm un și screen -scre -scre share. Nu uh, știu, Laurențiu, dacă ai văzut video cu SEO în care te-am menționat. Și... Bun. Foarte drăguț. Laurențiu, cineva deja face reclamă pe brandul tău în Google. Hai că o să facem un screen share. Bun, ca să avem o experiență cât mai ok de data asta, facem așa și cred că eu am să mă ascund. Bun. Și am intrat pe Olfactiv.ro unde ne întâmplă un banner cu discount de 5%. Dacă funcționează, este super ok, îl folosim în continuare. Păi mie îmi place, de ce îmi place foarte mult așa la prima vedere, că oamenii mai scanează și eu mai scanez site-urile, pentru că este așa super comercial, cu partea asta de hello bar în care se spun, nu știu, ofertele, uite, Ruș cadou la comenzi de peste 99 de lei, rimel cadou la comenzi de peste 149 de lei. Foarte tare, păi așa se face marketing și livrare gratuită la comenzi de peste 249 de lei. Și ca să fie așa mai friendly toată comunicarea, avem și aceste emoticoane folosite care, știți, sunt super familiare oamenilor deja. Avem partea asta de navigare, ofertele momentului, top vânzări, foarte tare, părerea clienților, asta e mișto, să vedem dacă avem ceva galerie, A, avem așa, este ok. Uite, o afișare sau categoriile puse în funcție de sezon. Pe urmă, în funcție de bărbați femei, dar nu ajungem acum la pagina de categorie. Am vrut doar să mă uit. bannerele sunt ok. Adică avem call to action, avem produsul, este clar mesajul. Și să vedem unde merge în ofertele momentului. Aici eu aș fi pus un landing page cu un banner și încă ceva cronometre. Avem acele iconuri de despre care discutam, ultimele review-uri, Ok, dacă poți, Laurențiu, să obții și poza cu fața clientului care a cumpărat produsul, ar fi și mai ok. Pe urmă, avem acele Hero Image, le vedem aici, care promovează produsele best produse parfumuri pentru femei, pentru bărbați și unisex. Aici avem alte produse, nu știm ce e cu ele, dar vedem că avem și produse la ofertă. Avem și review-uri la ele, este ok, sunt puțin... Cam multe. Uite, avem aici produsele bestseller. Deci, produsele care se vând cel mai ok. Cele mai populare branduri, este super tare. Postele din blog, felicitări. Exact ce spuneam înainte. Și cam atât. Peste ok, uite, aici avem datele firmei, datele comerciale procesatorii de plăți care sunt iar în zona asta de trust, le putem numi, număr de telefon, linkuri spre social media, despre noi, termeni și condiții, contact, tot de plată, să vedem sus dacă avem ceva, avem intră în cont, avem costul, număr de telefon. Eu aici aș pune cumva și spre contact și despre noi. Vezi dacă pot să folosești ceva. Noutăți, fidelitate, da, uite, exact ce spuneam înainte cu puncte cadou, cu fidelizarea pe care o avem. Ideea care este, la unețiu, dacă vrei să te uiți, nu știu, cu un hotjar, să vezi care dintre aceste linkuri din meniu sunt mai puțin accesate, vezi ce se întâmplă dacă îți pui acolo, nu știu, linkul de contact sau despre noi, dacă se schimbă ceva. Bun, cine mai este cu noi, să-mi lăsați un comentariu, să ne mai uităm peste ceva uh, magazine. Uh, asta o să-l ascundem. Cred că am fost foarte multe comentarii. X mobile licențe digitale, Nova Mix, Gravolo, Sound Mix Pro, Mai Dulce, Elefantul meu, Coffee Point, Magazinul Militar. Azi vedem cine mai este cu noi? Mobilă Gencia, Kiwi Gym, Alzanet, Magic Drops, Wow, Juland, Beauty Bee, Covară ieftine, de a joaca. Avem pe cineva prezent aici? Este că mă interesează să avem, nu știu, oricum așa, o discuție, un dialog, să fie lucrurile mai ok, să facem așa. Laurențiu, să-mi spui dacă a fost util. Ia să vedem aici ce mai avem. Ceva comentariu auto.ro Salutare Daniel. Cum o să mergem pe auto.ro? O secundă. Bun, din ce am văzut, cred că ar fi ok să avem optimizare SEO, pentru că nu avem un title pus acolo. Asta în primă fază, dar să vedem ce se mai întâmplă aici. Bănuiesc că acesta este un banner cu ceva reflectoare sau ceva. Eu aș mai lucra la acest banner să ne asigurăm că este cât mai calitativ, pe cât se poate. Da, și aici. Proiectoare suplimentare, da, bănesc că și celelalte erau ceva proiectoare. Da, aceste poze eu le-aș face de calitate mai bună. Aici este foarte mișto faptul că se arată, nu știu, sunt poze cu produsul folosit în realitate. Este ok, doar că, acum, iar S-ar putea ca această tipologie de client să înțeleagă mai bine și să aprecieze astfel produsul când îl vede așa, decât super prezentat așa. Aici, întotdeauna este recomandat să ne adaptăm pe uh, înțelesul clienților, Pe nu avem partea de produse noi, noutăți, recomandări, este ok. Bun, doar că se mai pot pune elemente. Avem numărul de telefon, intră în cont, coșul, categoriile produse cadou. Bun, asta intrăm în zona asta, dar ne pare rău, spune că nu sunt produse. Ar fi recomandat să completeze acele informații. Aș pune texte, să ne ajute puțin pentru partea de Google, aș pune niște testimoniale cu oameni și toate elementele despre care am discutat. Aici avem partea de social media, lipsește newsletter-ul și avem partea de suport telefonic, lucrurile esențiale. Este ok doar că aș adăuga și celelalte informații și aș îmbunătăți cât se poate de mult bannerele de aici. Și poți să folosești și Hero Image. Bun, hai să ne uităm la celălalt magazin al lui Daniel. In g, comag. Stai așa. Bun, aici se schimbă puțin treaba. Deja vedem că lucrurile sunt mai mișto. Adică banner este mai ok, mult mai ok. Pozele sunt mult mai ok. Da, aici este testimonialele sunt super ok, Uite, avem și testimoniale cu oameni, cu fețe umane, avem și texte, ok, avem și texte destul de aranjate, ok, sunt multe, aici se mai poate lucra un pic, aici se poate, așa. Uh, avem și linkuri interne spre accesorii, uh, da, lucrurile sunt mult mai ok aici, pe Daniel, dar, dar, trebuie să fim și cărcotași, ca așa suntem noi și alții a fost cu noi. Uh, Vezi dacă poți să pui videouri, vezi dacă poți să pui, dacă clienții tăi postează în social media și articole din blog. Pentru că se pot scrie foarte multe articole pe ceea ce ai tu aici, dacă sunt resurse, și să le afișezi acolo. Te va ajuta mai mult și pe partea asta de indexare de SEO. De ce spun asta? Pentru că dacă Google vede că într-o parte se actualizează, relativ frecvent conținutul, îi crește șansele să vină mai frecvent pe site-ul respectiv, să vadă ce mai este nou acolo. Și de aceea am făcut noi partea asta să afișăm în homepage ultimele, produse, ultimele articole adăugate în blog, pentru că se actualizează conținutul și ajută pe overall la toată indexarea. Ah, da, la s-a mutat pe YouTube. Ok, am înțeles. am înțeles, Laurențiu, cu denumirea niste, da. Bun, Daniel spune că se lucrează la îmbunătățiri. Ok. Hai să vedem ce comentarii mai avem. Nova Mix. Navomix. O secundă. Ia să vedem dacă l-am scris corect. Da. De Așa, ideea este că pe... <sus> comentariile din grup nu sunt afișate în aplicație cu numele celui care comentează. De aceea, uneori menționez numele, alteori nu. Dar să revenim, suntem de acord. Număr de telefon, nu rata ofertele noastre, cumpăr acum. Ok, avem call to action. Uite, avem plata prin MOCA, super tare, și TBI, bun. Uh, retur 14 zile este ok, uite, avem partea de noutăți. Asta sunt produse ceva mai, uh, mai scumpe. Deci avem noutăți, promoții, cele mai cumpărate, este ok. Review-uri, foarte tare. Aici, aici la review-uri este ok na, cu produsul și cel mai recomandat ar fi și cu să umanizăm, să avem poze cu oamenii care lasă review-urile și cel mai tare ar fi să avem galerie sau partea de asta de Instagram, cum folosește clientul produsul. Nu știu, dacă mergi cu barca pe apă, pe râu, unde a fost, la mare, ce s-a întâmplat acolo, adică ar fi super, super ok partea asta. Așa, citește cele mai noi articole. Ce îmi place că este așa un mesaj de call to action aici. Citește, adică nu avem doar vezi sau pur și simplu preluare din blog, e și un call to action. Ce să fac, oamenii? Bă, vezi că avem niște articole. Cum afectează condițiile meteo pescuitul? Super ok, pentru că merge așa, cumva mână mână. Probabil sunt pentru pescar sau nu știu pentru cine sunt produsele. Faptul că s-a introdus plata prin card cu moca, adică ce se întâmplă? Asta e un lucru super uh, ok de comunicat către clienți, către audiență. Și avem aici mai multe articole. Cred că te ajută mult partea asta de blog. O să mai reluăm subiectul despre blog pe viitor. Așa. Cu plata în rate și înregistrare la moc. Avem partea de text. Asta este ok. L-aș mai aranja puțin. Ce văd eu aici? Mi se pare că s-a lățit, s-a modificat puțin tema. S-a dus așa pe full... <coughs> pe full screen cu tot designul. Eu aș mai restrânge puțin aici. Și aici avem super multe linkuri. Da, le putem lăsa cumva pentru că dar ce e super interesant să ajung sincer până, până aici. Pe mobil cred că arată destul de aerisit. În regulă, să vedem dacă mai avem, ce întrebări mai avem. Baurent, echipament, dăm, te rog, linkul exact. Pe ce să dau click ar fi cel mai ok. Industrial Supply, dar nu mai văd ce. M-ar ajuta mai mult să văd adresa exactă. Ar fi ideal să pot da un, un click acolo. Păi, dintr-un punct de vedere, lucrurile sunt simple pe homepage. Sunt cele mai simple, dar sunt foarte importantă pentru utilizator, exact ce spuneam înainte, pentru că este mult trafic direct care, repet, ne cunoaște sau uh, suntem recomandați. Atunci dacă facem o primă impresie destul de mai puțin plăcută, să zic așa, uh, nu este super ok pe procesul ăsta de vânzare. Și noi ne tot dorim să se întâmple lucruri, dar dacă tu din prima nu te implici destul de mult sau nu ai niște poze sau câteva elemente de traț să spui omului cine ești, ce faci, că este garanție, că plată online, că ceva ce se folosește în toată industria, tot flow-ul va avea de suferit. Să vedem dacă ghicesc eu ăsta industrialsupply.ro, probabil, nu știu. Uh, cred că l-am găsit. O secundă. Aşa. Hai să-l facem aici mare și să ieșim noi din peisaj. Bun. Cred. După cum ne spune și numele, este ceva industrial. Da, se vede acolo că este vorba de o anumită industrie. Home, industrial, auto, ok. Ăsta cu trei puncte înainte de home, le-aș elimina puțin. Dacă vreți să fie din design, ok. Partea de căutare, telefon. Le-aș spune oamenilor pe banner ce este exact. Acum eu mă gândesc, pentru că toți suntem în zona asta de e-commerce. Așa dar nu știu exact și adică prima dată mă gândeam că este ceva pentru magazinele online sau pentru ceva industrial și acum vedem produse uh, m-ar ajuta să știu, nu știu, acel Unique Selling Point lipsește cu desăvârșire să le spunem oamenilor cine suntem, ce facem, la ce se aștepte Ok, aici avem partea de noutăți, avem partea de recomandări, avem și abonarea newsletter, ok. Și încă o dată recomandări, bun, branduri. Da? Avem acel text despre care discutam, dar și aici mi se pare că s-a dus sau este monitorul meu mai mic astăzi. Textul s-a lățit foarte mult designul, datele despre cu linkurile utile pentru clienți, datele companiei, conturile, bun lipsește text și nu înțelegem din prima, adică nu înțelegem nici eu dacă nu mă uit atent și nici oamenii, dar este vorba de ceva industrial, asta este clar, dar cred că ar ajuta mai mult să punem acolo o propoziție sau câteva cuvinte despre ce găsesc aici, de ce să cumpere de la tine, cea mai, nu știu, sursă de unde te aprovizionezi, cu ce. Producții cu tilaj, accesorii, atașamente, stivuitor pentru manipularea măr și piese, scule și pentru activități industriale. Da, eu aș mai lucra puțin și la această imagine. Ea este ok pentru imagine, pentru depozitare, este ok. Dar dacă noi vedem aici că din text, că ne adresăm celor care probabil au depozite și... Uh, Aș mai pune acolo un text, cumva. Ce se întâmplă? De foarte multe ori, noi ne adresăm unui client care știe ce vrea, dar acel client. El își pune, nu știu, secretara sau pe cineva care se ocupă de altceva să caute să facă achiziția. Nu face respectiva persoană, cel, nu știu, șeful mare de la depozit, nu cumpără el spray-urile și încă ceva. Pune pe cineva să se ocupe și dacă nu găsește, dacă nu este ușor de înțeles ce se întâmplă acolo, o să caute un alt site. Nu, ideea este că nu trebuie să gândim întotdeauna lucrurile doar din punctul nostru de vedere, să gândim așa cam cum gândesc cei care ajung pe site-ul nostru. Și de este să nu luați personal ce spun unde lucrurile pot fi îmbunătățite, pentru că interesul nostru la Gomag este ca lucrurile să fie cât mai ok și unde vedem un potențial de îmbunătățire, noi să-l comunicăm, pentru că vorba de asta suntem aici. Sergiu, să-mi spui dacă ce s-a părut ok. Bun. În mare aceasta a fost sesiunea de astăzi. Eu sper că a fost utilă. Puteți să revizuiți materialul, vă puteți uita și la materialul în care am discutat despre pagina de produs. Ideea este să înțelegem că lucrurile întotdeauna pot fi îmbunătățite și sunt câteva reguli de bun simț, bune practici pe care le putem folosi, și cum am promis înainte, încerc să dau un screenshot. Hai să facem prima dată stop la aceste aplicații. Să văd dacă pot să dau screenshot la această caracatiță pe care eu am făcut-o aici. Dar cred că în mod să. Hai că o să fac altfel, o să o descarc aici la noi și o să pun undeva pe un Dropbox. Imediat o pun cu opțiunea de download, dacă este ok pentru toată lumea. și să vedem noi cum facem și un mic trec. Gata că am făcut aici un artificiu. Așa, și să-i las un comentariu și pe grupul nostru. Ata, să vedem dacă suntem și pe LinkedIn, ok. Da, de aici se poate descărca. Cu Corina, sper să fie util. regulă, dacă mai sunt întrebări, sunt aici, dacă nu, ne vedem data viitoare. Aveți acces la caracatițe cu toate elementele astea de care am discutat, vă puteți uita la material, dar, repet, este esențial să îmbunătățim periodic anumite lucruri pe care le-am făcut. Nu pierdem timp să lucrăm totodată, să pierdem timp să facem totul perfect. Dacă se poate să le facem cât mai ok din prima, este ok, dar foarte important este să revizuim anumite informații, să vedem dacă au apărut lucruri noi în industria noastră, să vedem dacă ceea ce am făcut este ok și uh, ce mai putem îmbunătăți? Și pentru toată lumea care vrea să aibă mai mult sau, uh, nu știu, vor să-și îmbunătățească experiența acumulată sau vor să învețe mai mult despre e-commerce, după cum știți, noi avem și cursul Startup în e-commerce, care începe de săptămâna următoare și pe care urmează să îl avem în variantă, adică deja îl avem în variantă hibridă, pentru că toată lumea care achiziționează acum cursul nostru Startup în e-commerce are acces la înregistrările de la sesiunile trecute și. De ce spuneam pentru este o variantă hibridă? Pentru că avem sesiuni înregistrate, preînregistrate și sesiuni live. Și de fiecare dată aducem alți parteneri, alți experți în zona asta de marketing, unde se întâmplă lucrurile mai dinamic, apar întotdeauna lucruri noi pe care le poți face. Și acești parteneri vin la sesiunile live unde tu poți să interacționezi. Ai o situație și cineva poate să răspundă la tot ce se întâmplă acolo. Și pentru toată lumea avem o comunitate separată, un grup. Nou de Facebook, doar pentru cei care au achiziționat sau achiziționează acest curs. Și mai mult de atât, îl achiziționezi acum și tu ai acces, da, pe viață la el, dar ai acces și la sesiunile următoare, unde, dacă atunci când vin parteneri noi cu informații noi, toate înregistrările, fiecare înregistrare se pune acolo. Și pe lângă partea de tehnică de e-commerce unde discuți și strategii de marketing, uh, discutăm și despre antreprenoriat, discutăm și cu clienți de-ai noștri care au trecut prin anumite procese, uh, discutăm și cu experți din partea fiscală, cu contabili sau dacă vorbim de creare firme, în următoarea sesiune o să vină cineva de la Regnet care o să discute despre uh, toate elementele de bază sau cea mai trebuie să știm, la ce ar trebui să fim atenți atunci când facem o firmă sau cea mai apărut nou din domeniu. O să mai urmeze din partea asta de legislație și o mulțime de lucruri extrem de esențiale pe business-ul overall, pentru că e commerce este mai mult decât acel site care are opțiunea de a adaugă în cost și tu poți să faci foarte mulți bani. Sunt o mulțime de acțiuni care pot fi făcute, care pot fi îmbunătățite și care, ghici, pot fi reamintite, pentru că mulți au trecut printre aceste procese, dar când vedem, suntem mai atenți la anumite aspecte. Sau ne-a scăpat ceva. Uh, am avut foarte mulți și foarte bun feedback de la uh, clienții antreprenori care au un magazin de 2-3 ani. Spune, băi, am vrut să văd pur și simplu ce e acolo și, și sunt o mulțime de lucruri pe care nu le-am făcut, mi-au scăpat. Tot am amânat, am văzut că sunt foarte ok și mă ajută în business și sunt super încântați de treaba asta. Uh -uh. Uh, Laurențiu a fost săptămâna trecută pe YouTube. Am pus video cum să-ți indexezi magazinul uh, mai rapid. Uh, N-a fost o sesiune live, este înregistrare pe YouTube și o vezi acolo. Bun. Cred că ar trebui să pun linkul și pe grupul nostru. Așa. Dumitru Nicolae Andrei, de ce ai pus semnul ăsta cu nervos la noi pe grup? Ce te-a enervat din discuția noastră? Bun. Vă mulțumesc tuturor. Aștept să ne vedem la noi sesiuni și eu vă recomand din toată inima cursul nostru pentru că sunt lucruri pe care nu le-am discutat în public în astfel de sesiuni și sunt lucruri pe care nici nu o să le discut niciodată. Venim cu niște template cu lucruri foarte mișto și colegele mele o să discute despre paginile de vânzare, despre copyright, despre reclame, despre social media, o să avem despre SEO, avem mai multe sesiuni despre SEO, despre ce mai poți să faci în site cu segmentarea clienților și lucruri foarte, foarte mișto. Bun. Spor Spor la împachetat pachete, spor la acțiune și sănătate, și ne vedem data viitoare. Salutare.